Amplificator Bryston, seria ST, este un ST4, a avut pe ambele canale finali străpunși. Întrerupătoarele, de fapt, balansat, nebalansat și bridge sau dual, nu mai făceau contact, am încercat să desfac, să curăț, lamelele erau pur și simplu corodate, terminate. Deci n-am avut ce să-i fac, le-am pus pe direct în modul stereo balansat și am rezolvat problema părții de intrare. Comutatoarele vor veni, vor fi schimbate probabil în vreo 2-3 săptămâni. Un amplificator dual, mono, fiecare canal independent cu traful lui, cu filtrajul lui, cu redresarea lui, cu soft startul lui. După cum ziceam, am schimbat finalii și prefinalii pe fiecare canal în parte. N-am stat să văd ce mai e bun, ce nu mai e bun, ce am găsit, mi-am dat seama clar despre ce e vorba și la mine când se repară, se schimbă absolut tot. Nu există improvizații, las un final vechi sau altceva. Am băgat MG15003-15004 ca finali, 20 de amperi, 140 de volți și 250 de wați. Așa. Deocamdată este pornit pentru siguranță prin niște PTC-uri. Am generatorul de frecvență, am osciloscopul pus pe fiecare canal. Așa, sinusoidal. Să-i dăm un recall la primul setup. 100 de Hz frecvența. Hai întâi să-l pornim, să vedem ce spune. Este fără sarcină în momentul de față, deci ieșirile sunt în aer. Se văd sondele de la osciloscop. S-a auzit soft startul. Acoplat releul pentru semnal. Hai să îi dăm semnal, să vedem ce se întâmplă. Așa. Să creștem nivelul. Avem aici amplitudine. Așa, fiecare canal. Mai creștem. V RMS pe ieșire, are pe față și două LED-uri care indică funcționarea, nu și nivelul, dar totodată indică și nivelul de clipping, vor trece pe roșu când se ajunge în hard clipping. Hai să mai dăm, dai că am făcut eu scurt aici pe adaptorul ăsta al meu, așa, deci să mai dăm nivel. Am ajuns în hard clipping. Se observă. Ia, să vedem și aici ce spune. LED-urile sunt pe verde. Deci exact când ciupește clipping, LED-urile încep și afișează. Cum iese din clipping, LED-urile sunt pe verde ambele. Ok, deci asta a fost un test la 100 de herți. Hai să las un pic mai mic nivelul. Am să las la un 100 de W în 4 ohmi, adică 20 de volți RMS, teoretic. Așa, ia să vedem. Teoretic, acum am avea în jurul la 100 de W pe 4 ohmi. O să mă joc cu frecvența. O să cobor la 10 Hz, ia să vedem. Deci 17 V la 10 Hz. 20 de Hz. 30 de Hz.
40 de Hz, 50 de Hz. Ok, bun. Hai să vedem acum un răspuns în semnal dreptunghiular la 1 kHz. Să vedem cum arată. Băț! Foarte bine arată. Un timp de creștere de 1,7 microsecunde, aproximativ. Deci foarte, foarte bine arată la 1000 de Hz. Hai să vedem la 10.000 de Hz. Foarte bine. Te țin așa să nu mai bată lumina. Foarte bine arată. Hai să creștem la 20 de kHz. Din nou, foarte bine. Timp de creștere de 1,2-1,3 microsecunde, timp de cădere identic. Deci un amplificator care ar trebui să sune foarte, foarte bine. Așa. Să-l dăm înapoi la 1000 de Hz. Dreptunghiular. Sinusoidal. Triunghiular. Arată foarte bine, răspunde foarte bine. Și acum o să fac după asta o filmare în care am să-i pun și o sarcină pe ieșire. Sunt curios să văd ce putere maximă scoate. O să pun pauză. Așa, am înlocuit PTC-urile pentru protecție cu siguranță direct. Am aici rezistența de 8 ohmi la 300 de W. Așa, o să fie doar un test mai scurt, că nu vreau să încing foarte tare. Să-i dăm drumul. Ok, acum suntem fără sarcină și o să punem pe... Se aude un pic în rezistență și un canal și celălalt. Așa. Ia să vedem. Să creștem amplitudinea. Canalul cu sarcină va intra primul în clipping, cum este și normal. Deci, cam un 50 de volți RMS curați la 1000 de Hz. Așa. Hai să vedem acum. Sunt curios de un damping factor, cât de cât. Să luăm la frecvența de, în primul rând, să coborâm nivelul, fără offset. Stai, nu mai stau să mai pierd timpul. Recall, 100 de Hz, 100 de milivolți. Așa, să le luăm. Să dăm un nivel. Până la circa 20 de volți RMS aproximativ. Așa. Suntem fără sarcină și să punem sarcină. Deci un damping factor foarte bun. Bine, nu pot să-mi dau seama așa, ar trebui să pun un multimetru digital.
pe ieșire, ceea ce voi face, mai pun o dată pauză. Așa, am reușit să ajung la 19,999 de volți RMS. Frecvența este de 100 de herți, fără sarcină. Și am să pun și sarcina. Deci, fără sarcină avem 19,999 și cu sarcină de 8 ohmi scade la 19,945. Prin regula de 3 simple, o să ne dăm seama imediat ce dăm prin facturare. Hai să cobor și la 20 de herți. 20 de herți. 19,942 fără sarcină. Și 19,896 cu sarcină. Deci cam, da, 19,890, 18,900, în fine, whatever, nu asta contează, nu pot să fiu atent acum. Deci scad aproximativ 50-60 de milivolți. Ăsta a fost Bryston model ST, reparat. Repet, s-au schimbat pe ambele canale final și prefinali, pentru că era defect, pe ce am călcat aici, pe asta, ok, filtraj 4 bucăți a câte 4700 de micro la 100 pe fiecare canal, deci aproximativ 10.000 pe rail, are și DC trap aici, 4 condensatori, câte 2 în paralel și 2 în antiparalel. Un aplicator bun, care răspunde bine, mâine o să-l și ascult pentru că e târziu și nu prea pot să dau drumul la muzică acum. Repet, probleme cu etajele finale, arse, ambele, siguranțele le-am găsit zburate și comutatoarele de input, balansat, nebalansat și mono, bridge sau individual, care nu mai lucrau sub nicio formă. Vor veni pe comandă, vor fi înlocuite, dar momentan a fost pus pe direct în stereo și balansat. Un amplificator bun, care mie îmi place cum răspunde, mai ales timpul de creștere de sub 1,5 microsecunde, între 1,2 și 1,5 microsecunde, îl face ca să fie un amplificator foarte rapid la răspuns, deci ar trebui să sune foarte bine pe înalte, foarte transparent și cam atât.